protest în lanțuri în municipiul Bacău. Un bărbat s-a legat cu lanțuri de un autobuz, disperat că nu își poate recupera o datorie de peste 4.000 de euro de la proprietarul acestuia. Omul spune că și-a împrumutat prietenul de-o viață cu bani, iar acum nu reușește să mai recupereze suma. Să recupăr datoria de la autobuzul meu, care e cumpărat cu banii mei. Deci este vorba de 5.000 de euro care mi s-a dat înapoi numai 1.000 de euro. Le-ați cerut banii astea și nu i-am. De mii de ori. Uitați câte hârtii mi-au dat, numai câte 20 de euro, câte 50 de euro. Uite hârtiile la domnul agent. Și acum ce vezi de gând? Cât aveți de gând să trebuie? Până mi-aduce banii, că azi dimineață mi-au promis... Azi dimineață m-au chemat aici, piciorul, să-mi dea ei banii. Și cu maică-sa. Cu mama băiatului. Și cu băiatul m-a chemat dimineață cu promisiunea când dă banii, 4.030 de euro. M-a lăsat, a plecat, m-a lăsat aici. Autobuzul trebuia să plece în cursă specială, m-a legat de el ca drept dovadă să-mi aducă banii. Domnul Holotiu, cred că tatăl meu, am împrumutat acum 2 ani jumătate o sumă de 5.000 de euro prietenului de familie, de 30 de ani sunt prieteni, cu gândul ca într-un an să-i dea câte 200, câte 100 pe lună, iar când se termina anul, se restituiesc toată suma. Avem hârtii la mână, chitanții făcute între prieteni, nu avem, este la domnul agent, șef. Xerocopiile originalele sunt la noi, pentru că am venit, ne-a fost frică să venim cu originalele aici, pentru că noi cunoaștem aceste elemente, deci sunt în stare. Nu am mai recuperat banii, iar eu eram la servici când tatăl meu m-a sunat și mi-a spus, bă, vino că sunt legat cu lanțul din roata unui autobuz la Enachi în curte. Fiul acestuia spune că a încercat să rezolve problema pe calea amiabilă, dar că debitorul nu s-a prezentat la mediator. Am fost la mediator să-l chemăm pe cale legală, a refuzat de sub toate căile să vină la mediator. Nu am făcut nicio plângere. Facem acum o plângere, pentru că tot fiind prieten de atâția ani, tot ne-am amânat. Vă dau, dar n-am acum. Vă dau, dar n-am acum. A ajuns să facă gesturi extreme. Uitați-vă, nu suntem oameni, nu suntem boschetari de pe stradă, suntem oameni normali. Suntem oameni normali cu familii, suntem oameni normali. Uitați unde a ajuns, pentru că nu mai poate, nu mai are bani, nu mai poate. La fața locului a ajuns și un echipaj de la ambulanță, protestatarul acuzând probleme medicale. Și acum ce vă doare? Vă doare în piept? M-a înțepat alea când partea asta. Un pic, nu tare, dar m-a înțepat. Și altul ceva? Da, să-s. Să... Aveți o stare de leșin sau ce? Da. În final, bărbatul a depus o plângere la poliție, urmând ca oamenii legii să facă cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere.